Se spune că gâștele Tula se reproduc la vârsta de 3 ani. Și unii crescători afirmă faptul că există posibilitatea ca la vârsta de 2 ani gâștele Tula să depună o pontă de ouă, dar cu șanse destul de slabe de reușită. Se pare totuși că există și cazuri în care gâștele Tula depun la vârsta de 1 an și au rezultat și ceva boboci în urma unei astfel de ponte. Gâștele mele Tula au vârsta de 1 an, sau mă rog, aproape 1 an. Evident că nu mă așteptam ca ele să depună anul acesta, de altfel nu mă așteptam ca ele nici anul viitor să depună. Crescătorul de la care le-am luat, a ținut, om sincer de altfel, a ținut să precizeze că gâștele mele Tula vor depune la vârsta de 3 ani. Și că s-ar putea, dacă am noroc, să-mi depună și la vârsta de 2 ani. O pontă. Nu știu cât noroc am avut, cert este că gâștele mele Tula au depus la vârsta de 1 an. Așadar, acestea sunt probabil, primele ouă de gâște Tula depuse vreodată în România. Nu am mari speranțe, nu mă aștept să iasă boboci, nu știu dacă sunt fertile, nu știu dacă gâscanul a călcat așa cum se cuvine, nu știu dacă aceste ouă sunt fecundate, nu știu dacă în urma incubației vor rezulta, bobocii se vor dezvolta normal în ouă și vor rezulta niște boboci sănătoși la final. Cert este că sunt pe drumul cel bun, având, așa cum ziceam, probabil primele ouă de gâște Tula depuse vreodată în România.